3, 2, 1 și... Mamă, ce șmecherie asta! Deci nu pot să cred! Salutare gașcă și bine ați venit la un nou vlog. Numele meu este Radu Chirilă și astăzi, dragilor, să facem din nou câteva life hack-uri în viața reală, care sper să funcționeze mult mai mult decât au funcționat celelalte life hack-uri pe care le-am făcut în videoul anterior. Cred că au funcționat doar un singur life hack data trecută, dar voi ați apreciat acel video și apreciez și eu faptul că mă susțineți. Dar astăzi sper să reușim să facem mult mai mult decât am făcut data trecută și să strângem 24.321 de like-uri la acest video și să-l share-uiți la prietenii voștri. Dar înainte de a începe, nu uitați, dragilor, că Boosteroid a lansat cel mai mare giveaway din anul acesta. Puteți să câștigați cu siguranță și voi un lucru din acest giveaway, așa că aveți un link în descriere, intrați și voi acolo, înscrieți-vă și cu siguranță s-ar putea să câștigați voi un laptop sau un scaun de gaming sau un mouse de gaming sau un mousepad. Sunt foarte, foarte multe lucruri pe care le puteți câștiga și sunt sigur că unul dintre voi va câștiga. Așa că aveți linkul în descriere, intrați și înscrieți-vă. Dragilor, astăzi primul life hack va fi tăierea unei castravete, care pare la prima vedere puțin penibil, dar nu este, pentru că, din câte știți, atunci când tăiem cu cuțitul un castravete sau un morcov sau orice altceva, atunci când tăiem feliuțe, feliuța care este tăiată se va lipi de cuțit, dar astăzi, dacă lipim o scobitoare de cuțit chiar aici cu niște scoci, castravetele nu o să se mai lipească absolut deloc și putem să tăiem foarte, foarte liniștiți. Opa, să nu mă tai, să nu-mi tai vreun deget pe aici. Și putem să tăiem castravetele liniștiți, fără a ne face probleme că se lipește, că trebuie să-l trântim ca să dăm ăsta jos. Deci, vă zic sincer, hai să-i dăm bătaie, să lipim ăla acolo. Mamă, dacă găsesc, e o adevărată aventură atunci când cauți capătul la scoci. Ok, bun, punem aici, opa, punem aici în primă fază scobitoarea. Dați să pun un pic mai în față. Ok, cred că aici e ok. Rupem un pic de scoci și îl lipim chiar aici. Mi se pare că este perfect, deși asta nu mi se pare că arată foarte bine aici. O să-l lipim mai sus un pic. Asta îl dăm peste că nu ne deranjează. Opa, opa! Nu este profesionist ce facem noi acum aici. Atât, perfect. De câte vedeți, avem lipită scobitoare aici. Haideți să-i dăm bătaie să vedem dacă acest castravete o să se mai lipească de cuțit. Este momentul adevărului. Mamă, ce îmi e mie să nu intre și să se dezlipească chestia asta de aici. Hai că vedem acum. Mamă. Mamă, aparent chiar funcționează. Wow! Băi, ce tare e! Life-ul ăsta chiar funcționează, frate! Ia! Mamă, cât de tare, nu se lipesc! Băi! Dacă până la capăt tăiem castravetele astea să nu se lipește niciuna, deci nu te cred. Deci nu te cred. Iubito, bucură-te, cred că... Du-te de aici, deci nu te cred. Life-ul ăsta chiar funcționează, mamă, ce fericit sunt! Iubito, de acum așa trebuie să faci ca să tai castravetele și morcovul și așa mai departe, mult mai ușor și nu trebuie să te mai enervezi, nu trebuie să te mai... Hai! Să trecem la life hack cu numărul 2, pentru că ăsta a mers. Al doilea life hack spune în felul următor: dacă luăm două pahare și ne le punem pe urechi, ar trebui să nu mai auzim absolut nimic ce se întâmplă în jurul nostru, ci că se formează un vid și nu mai auzim și chestii de genul ăsta. Eu sincer vă spun, nu cred în existența acestui life hack, dar mulți oameni l-au făcut, ei zic că funcționează, cred că e vrăjeală, așa că haideți să încercăm și dacă funcționează o să-l confirmăm, dacă nu, nu. Iubito, te rog frumos să mă strigi și să zici ceva. Ula la, ula la, ula la, he he. Bine? Bine, hai. Hai, eu îmi aplic aceste pahare. Aveți toată urechea în pahar. În cape, hai. Da, gata. Pasă, bușcă. Da. Deci mă auzi, nu? Te aud foarte bine, doar că nu mă mai aud pe mine așa de bine. E foarte ciudat. S-a format așa, ca și cum aș fi în peșteră. Deci aud ca și cum aș fi în peșteră. Treiesc, cucuiesc, ușa mame, descuiesc. Deci că poate asta e ideea. Ce vouă? Ha? Poate asta e ideea, să nu te mai auzi pe tine. Dar nu că eu mă aud, dar mă aud așa ca în peșteră, știi? Ca și cum aș fi intrat într-o peșteră, băi, și aud că e coc. Deci, de auzit, tot aud. Acest life hack nu funcționează, dragilor. În schimb, este o senzație chiar interesantă. Hei,
care v-aș recomanda să o încercați și voi. E chiar foarte mișto, foarte, foarte mișto. În schimb, lifehack-ul nu a funcționat de data asta. Cel de-al treilea lifehack, dragilor, spune în felul următor, că dacă folosim o bandă de scotch pe o sticlă oarecare și învârtim cu banda adezivă spre exterior să poată să se lipească scotchul între el, ar trebui să rezulte un pahar pe care îl putem folosi să bem apă sau să-l pliem, să-l punem în buzunar și să avem totdeauna la noi un pahar pe care să-l putem folosi atunci când ne aflăm, nu știu, în tramvai sau mai știu eu și cineva cumpără o sticlă de apă de 2 litri și să nu bem cu toți de la aceeași sticlă. Mă rog, haideți să încercăm totuși să vedem dacă putem să realizăm un pahar și dacă putem să bem din el, pentru că probabil o să iasă ceva rotund acolo, dar nu știu dacă o să și putem bea din el. Așa că hai să-i dăm bătaie, dragilor, și să vedem dacă funcționează acest lifehack. Păi, deci sunt așa de multe lifehack-uri pe internet, efectiv, cred că multe dintre ele sunt vrăjeli. De asta suntem aici să le încercăm. Ok, cu banda adezivă spre exterior, dragilor, da? Nu se lipește de sticlă, pentru că dacă s-ar lipi de sticlă, evident, nu mai avem cum să scoatem scociul afară. 2 secunde, așa. Stați așa că e complicat prima mână acum, până lipesc prima dată. Ok, aparent am lipit prima mână, așa. Și îi dăm bătaie. Să lipim în continuu. Se face și fundul. Îi fac și fundul. Nu cred că o să iasă prea mișto paharul ăsta. Hai să vedem totuși ce a ieșit până în momentul de față. Ai zis că nu mă descurc? Nu. Pe drept, a ieșit un pahar cam șui. Oameni, se lipește foarte, foarte tare. Scoatem acest. Oh! Uitați-vă cum arată, frate! E foarte șmecher, uitați-vă cum arată acest semi-pahar care e vorba fi între noi, se lipește ăsta. Dacă îl bagă în buzunar, nu-l mai scot de acolo și... În schimb, cred că putem să-l folosim pentru a scoate scamele din buzunar sau resturile de covrigi. Sau mai știu eu. Partea interesantă este că acest mini paharel din scotch chiar pare a fi funcționabil, adică nu văd vreun loc gol. Ia, pune-se pe el să vezi. Deci chiar sunt curios. Hai să vedem. Ok, hai să turnăm un pic de suc în el. Mamă, uite ce cât stă. Deci nu pot să cred. Ok, dragilor, acum turnăm aici. 3, 2, 1. Deci nu pot să cred că chestia asta chiar funcționează. Ia, ia să vedem. What the fuck? Uitați-vă un pic, dragilor. Băi, și chiar nu curge, adică... Oameni buni, sunt șocat de acest lifehack, trebuie să recunosc. Sunt mega șocat, nu-mi vine să cred. 2 secunde să și beau, să vedem dacă putem duce la bun sfârșit acest lifehack. Nici nu pot să cred că am băut. Nici nu pot să cred că am băut din paharul ăsta cu suc. Deci nu pot să cred, iubito, șocat. Ok, dragilor, deci acest lifehack funcționează, îl confirmăm și mă super bucur că am găsit metoda asta. Cred că pot să-l pliez așa, să-l bag în buzunar și când am nevoie, pac, îl dezleg așa, îl fac așa, mi-am pus ce am nevoie în pahar și am băut. Hai, sănătate! Dragilor, și am ajuns la lifehack-ul cu numărul 4, ați văzut ce schemă am avut, lifehack-ul numărul 4 care necesită niște baloane și un bec. Un bec de la o lampă, pentru că se spune că dacă punem un balon colorat pe becul de la lampă, se colorează și lumina din cameră. Adică dacă punem mov, o să fie lumina mov. Dacă punem galben, o să fie lumina galben. Dacă punem verde, o să fie lumina verde. Haideți să vedem dacă acest lucru funcționează. Eu sincer nu cred. Lăsați și voi în secțiunea de comentarii dacă aveți impresia că o să funcționeze acest lifehack înainte să-l facem, așa că vă dau 3 secunde să-l uitați. Eu cred că funcționează. Tu crezi că funcționează? Da. Eu cred că nu funcționează. Hai să le dăm și lor 3 secunde să scrie în secțiunea de comentarii. Hai, acum. Hai, acum. 1, 2, 3. Ok, acum vedem care dintre voi ați avut dreptate sau nu. Ce culoare să luăm, iubire? Mov. Mov? Da. Bine, mov.
Ok, luăm ăsta mov și mergem în cameră. Ia uite, scrie pe bărde. Și mergem în cameră să punem pe lampă. Ok, dragilor, o să tăiem puțin acest balon pentru că nu o să intre gurița asta peste becul nostru, așa că acum am făcut chiar ca o căciuliță pentru becul nostru. Acesta este becul nostru pe care o să-l desfacem de aici. Vedeți că este la rotund și acum o să-i punem această căciuliță. Haideți să vedem dacă, băi, eu sper să nu rup balonul și să nu strig nici să becul. Să nu spargi becul? Hai că pare că... Wow, uite că mă, să vezi că asta funcționează. Bun, uitați-vă cum arată. Sincer, dragilor, cred că acest balon o să se topească dacă lăsăm foarte mult becul aprins și s-ar putea să nu fie o treabă destul de veselă, dar dacă lăsăm o perioadă scurtă de timp, e posibil să funcționeze. Haideți să vedem împreună dacă o să se schimbe culoarea acestei lumini. Dragilor, a sosit momentul adevărului. Wow! Nu cred așa ceva! Da, stai că pe video nu se vede. Stai așa, să sting becul. Deci nu cred așa ceva! Ți-am spus că funcționează. Oameni buni, nu cred așa ceva! Vai, ce tare! Uitați-vă un pic! Mamă, deci nu cred așa ceva! Hai să mai punem unul verde, bine? Ok, dragilor, acum tăiem la fel ca data trecută și rămânem doar cu căciulița asta pe care o să o punem acum pe bec. Hai să punem pe bec pentru că sunt foarte, foarte entuziasmat, frate, efectiv, deci nu-mi vine să cred. Ok, ok, dragilor, nu mai știu cum să-l pun, frate, efectiv. Deci, efectiv, nu mai știu cum să-l pun. Ah, ok, gata, hai că am prins din nou. Opa, ok. Hai că l-am pus, nu l-am pus perfect, 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 dar nici nu contează. Ia uitați-vă, aici e o bulă de aer. Ok, hai să vedem dacă se va aprinde verde. Deci e foarte tare live-ul ăsta. Stinge becul. Ia. Momentul adevărului, dragilor, 3, 2, 1 și... Mamă, ce șmecherie asta! Deci nu pot să cred. Măi, cum se vede pe cameră? Se vede bine? Da, pune spre tine. Da, se vede ca lumea. Băi, de ce cât de... Așa, așa ține. Așa țin? Mamă, cum se vede! Băi, de ce incredibil, fraților. E incredibil, vă spun sincer. Dar cât de puternic e verdele ăsta? Cât de puternic poate să fie? Parcă ești... Cine? Ce distruge Crăciunul. Grinch? Da. Wow, băi, cât de șmechere treaba asta. Ia! Băi, e foarte, foarte tare. Gata, aprinde becurile. Dragilor, pot să confirm că acest life hack funcționează și este cât se poate de șmecher. Mă bucur că am putut să fac și eu acest life hack. Și de acum cred că o să mai pun lumină colorată în cameră, deși văd că miroase a puțin balon încins și probabil o să se topească acest balon dacă îl ținem prea mult pe bec de la căldura prea mare, dar mai bine nu încercați lucrurile astea acasă, să le lăsați, nu știu, foarte mult deschise peste noapte sau așa ceva. În orice caz, life hack-ul ăsta este extraordinar și îl confirmăm, dragilor. E bine, dragilor, cam acestea au fost life hack-urile de astăzi, așa că noi revedem foarte, foarte... Stai, ce? Am și eu o idee și sunt curioasă dacă funcționează. Tot am văzut în ultima vreme pe YouTube. Așa? Tot cu un balon, să-l pui gen ca o husă de telefon. Vrei să încercăm? Ah, ok, ok. Hai că încercăm. Știi de care zic? Da, știu, știu, știu. Hai să-l încercăm. Hai că-ți iau telefonul, hai să vedem dacă funcționează. Vreau balonul roz. Ok. O să ai o husă de telefon roz. Ia să hai că sunt chiar curioasă. Ok. Dragilor, ăsta roz îl vrei, da? Da, roz. Mai mare cred că trebuie să-l balonul. Gata. Da, dar nu cred că rezistă baloanele astea. Trebuie niște baloane puțin mai mari, mă gândesc eu. Hai să punem cu Happy Birthday în spate. Ok, haideți, dragilor, că s-ar putea să funcționeze. Vai, ce mi-ai făcut? Și nu pot să cred și ai cu Happy Birthday în spate. La mulți ani, iubita mea, ai cea mai tare husă de telefon. Uitați-vă. O, mi-l ia. Vezi ce tare e? Da, super. Nu, e chiar mișto, numai că protejează doar de praf. Și, din păcate, n-ai din asta, ți-am obturat aici cu amprenta, dar asta este. Măcar cu camera, ce e amprenta ca amprenta, dar camera?
Cum mai fac instant? Și nici camera, dar nu prea e eficientă treaba asta cu husa asta. În orice caz, măcar, uite, a funcționat și s-a lipit asta, boom. Ok, dragilor, astea au fost lifehack-urile din acest clip. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți și partea a treia, pentru că avem lifehack-uri mult, mult, mult mai interesante. Nu uitați să-l distribuiți, să-l vadă și prietenii voștri, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, să ne strângem cât mai repede 400.000 aici pe canal. Eu am fost Radu Chirilă, ea a fost iubita mea în spatele camerei, care este un cameraman extraordinar. Aveți linkul Instagramurilor noastre în descriere și nu uitați că iubita mea a postat un nou clip pe canalul ei de YouTube, să îi dați și ei un like la ultimul ei video. Noi revenim data viitoare cu un nou clip absolut genial, dragilor. V-am pupat, ciao!